Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Semnele vremurilor, partea a doua. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Matei 24, versetele 6 până la 8. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Încheia citatul din Evanghelia după Matei 24. Oamenilor care au suferit în timpul celor două războaie mondiale nu le este greu deloc să înțeleagă cuvântul război. Dar de mai bine de 60 de ani, copiii și nepoții lor au parte de un concept limitat și mai degrabă teoretic a ceea ce a însemnat sau înseamnă un asemenea conflict. Pentru ei, războaiele se desfășurau în principal în anumite regiuni și în alte țări de regulă îndepărtate și aproape niciodată în locurile lor natale. Apoi a venit 9 septembrie și americanii au început să înțeleagă cuvintele oamenii își vor da sufletul de groază. Le găsiți în Luca 21, versetul 26. Unele date calendaristice vor rămâne mereu în amintirea noastră, precum ziua în care este asasinat un președinte sau cea în care 3.000 de oameni au pierit la prăbușirea turnurilor gemene de la World Trade Center. Astăzi, concepția politică este că dacă ne luptăm pentru combaterea terorismului din alte părți, nu vom fi nevoiți să ne luptăm împotriva lui aici, acasă. Nu te lăsa însă înșelat. Granițele vor avea întotdeauna nevoie de puncte de control. Corespondenții de război vor avea întotdeauna o pâine și locuri de muncă. Lumea nu va cunoaște niciodată pacea de durată de partea aceasta a cerului. Domnul Iisus a spus, toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Nu te descuraja. Dumnezeu încă șade pe tron. Planul său încă se duce la îndeplinire. Chinurile de moarte ale vechii rânduieli în care trăim sunt durerile facerii unei noi și glorioase rânduieli, revenirea lui Hristos și instaurarea împărăției sale. Un vechi motto al companiei de asigurări Prudential spune, ia-ți o parte din stâncă. Când te încrezi însă în Domnul Iisus în ceea ce privește siguranța ta, ai parte de toată stânca.